Lipsa bucuriei din viața unui om este un mic iad. De fapt, așa se și spune că și raiul și iadul încep de aici, adică în funcție de starea omului. Atunci când nu mă pot bucura de nimic, înseamnă că am un suflet aproape mort. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să fac o introspecție în viața mea, să fac o introspecție în sufletul meu, în existența mea și să văd ce mă tulbură și ce mă întristează. Este posibil să fie ceva greu sau ceva apăsător sau ceva dureros. Dacă este ceva profund, ceva real, concret, atunci să încerc să primesc această durere ca pe ceva vindecător, ca ceva tămăduitor, că prin suferință sufletul omului ajunge la desăvârșire, ajunge la mântuire. Dacă însă este ceva care nu este profund, ceva superficial, fie că este firea mea nemulțumitoare, fie că este firea mea răzvrătită, fie că este firea mea lacomă și nu se mulțumește cu cât are, atunci să caut mai profund în viața mea și să văd darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Daruri pe care probabil că nici nu le conștientizăm, pentru că noi suntem obișnuiți să ne raportăm la daruri deosebite, înalte și care ne satisfac lăcomia. Și care ar fi aceste daruri? Existența, sănătatea, faptul că pot să merg singur, faptul că pot să respir aerul, să mă hrănesc, să mă întâlnesc cu membrii familiei mele, cu prietenii, că aud, că văd universul acesta minunat. Și dacă văd că nu reușesc să depășesc această stare singur și nici cealaltă, și anume să-mi duc crucea, adică dacă am o povară grea, atunci este de recomandat, și nu numai atunci, dar mai ales în această situație, este de recomandat să merg la un duhovnic, să-mi fac o analiză și o introspecție în taina spovedaniei, să mă sfătuiesc cu părintele, să mă ajute să mă descoper, să mă cunosc, cunoscând viața în Hristos și cunoscând pe Dumnezeu, că dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu mă voi cunoaște niciodată și atunci voi descoperi câte motive am de a mă bucura și cât de frumoasă este viața. De fapt, așa cum spunea la un moment dat părintele Arsenie Papacioc, aduc aminte de acest cuvânt absolut patrical, spunea că viața este atât de frumoasă, însă noi nu avem ochi să o vedem. Să deschidem ochii, să o vedem, să vedem motivele și să alungăm tristețea că nu este caracteristică sufletului, ci este caracteristică doar unei stări de întuneric și de moarte. Dorința noastră este să dobândim bucuria, fericirea și viața veșnică.